Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această povestire, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună povestirea cu numele În interiorul unui perete de celebra Agata Cristi. Întâi de toate vreau foarte pe scurt să vă mulțumesc pentru. Timpul pe care mi-l acordați cu atâta generozitate, pentru frumoasele, minunatele voastre mesaje de fiecare zi, care efectiv îmi fac zilele mult mai frumoase, să vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați un like, un share la această povestire și acestea fiind spuse, haideți să începem! Doamna Lemprier fu cea care descoperi existența lui Jane Howard. Era de așteptat, firește. Cineva a spus odată că doamna Lemprier era ușor cea mai detestată femeie din Londra, dar asta, cred eu, este o exagerare. Este cert că ea are darul de a da peste unicul lucru asupra căruia dorești să păstrezi tăcerea și o face cu geniu. Întotdeauna acest lucru este accidental, o întâmplare. În cazul de față luam ceaiul în studioul lui Alan Everard, el dădea astfel de ceaiuri din când în când și obișnuia să stea prin colțuri îmbrăcat în haine foarte vechi, zornăindu-și monedele din buzunarele pantalonilor și arătând profund nenorocit. Nu cred că cineva va pune la îndoială pretenția la geniu a lui Everard la această dată. Două din cele mai renumite tablouri ale lui, Culoare și Cunoscătorul, care aparțin perioadei lui de început, înainte de a fi devenit un portretist la modă, au fost achiziționate de stat anul trecut, și pentru prima dată alegerea nu a fost controversată, dar la data despre care vorbesc eu, Everard abia începea să se afirme, iar noi eram liberi să considerăm că noi îl descoperiserăm. Cea care organiza aceste petreceri era soția lui. Atitudinea lui Everard față de ea era una aparte. Era evident că o adora lucru întru totul de așteptat. Lui Isabeli se cuvenea să fie adorată, dar el părea întotdeauna să îi se simtă ușor îndatorat. Consimțea la orice dorea ea, nu atât din tandrețe, cât dintr-o convingere de nestrămutat că ea avea dreptul să o țină pe a ei, să-și impună punctul de vedere. Dacă stai să te gândești, și asta era destul de firesc. Căci Isabel Loring fusese declarată debutanta sezonului, avea tot în afară de bani. Frumusețe, poziție socială, educație, minte. Nimeni nu se aștepta la ea să se mărite din dragoste. Nu era acel gen de fată. În al doilea al ei sezon avusese trei pretendenți de valoare, moștenitorul unui ducat, un politician în ascensiune și un milionar sud-african. Iar apoi, spre uimirea tuturor, se mărită cu Alan Everard, un pictor tânăr fără bani despre care nu auzise nimeni. Faptul că toată lumea a continuat să o numească Isabel Loring este un tribut adus personalității ei, cred eu. Nimeni nu i s-a adresat vreodată pe numele de Isabel Everard. Puteai auzi spunându-se am văzut-o azi dimineață pe Isabel Loring, da, era cu soțul ei tânărul Everard, pictorul. Lumea spunea că Isabel și-o făcuse cu mâna ei. Părerea mea e că era mai trist pentru un bărbat să fie cunoscut ca soțul lui Isabel. Dar Everard era altfel. Talentul lui Isabel pentru reușită, flerul ei la succes nu dăduse greș. Alan Everard pictă culoare. Presupun că toată lumea știe tabloul. O porțiune de drum în care e săpat un șanț, pământul răsturnat pe buza șanțului, roșcat la culoare o bucată de conductă de canalizare de un maroniu strălucitor și săpătorul uriaș, odihnindu-se un minut proptit în casma, o figură herculeană în pantalon de catifeară iată pătați și un batic stacojiu la gât. Ochii lui te privesc de pe pânză, fără inteligență, fără speranță, dar cu o expresie de rugăminte mută și inconștientă, ochii unui animal magnific. Este un tablou ca o vâlvă taie, o sinfonie de portocaliu și roșu, S-a scris foarte mult despre simbolismul lui, despre ce vrea el să exprime. Alan Everard spune că n-a vrut să exprime ceva anume. Conform spuselor lui, se uitase la o grămadă de apusuri venețiene și se simțise asalta de un dor subit de o răzmeriță de culori pure englezești. După aceea, Everard a dat lumii acea pictură epică a unei cârciumi, romanță, strada neagră pe ploaie, ușa pe jumătate deschisă, luminile și paharele strălucitoare, omulețul cu față de vulpe trecând pragul, mic, umil, insignifiant, cu buze desfăcute și ochi nerăbdători intrând ca să uite. Pe baza acestor două tablouri, Everard a fost proclamat pictor al oamenilor muncii, avea piedestalul lui, dar a refuzat să rămână pe el. A treia și cea mai formidabilă lucrare a sa a fost un portret în mărime naturală a lui Sir Rufus Hershman. Renumitul savant este pictat pe un fundal de retorte și eprubete și rafturi de laborator. Întregul are ceea ce se poate numi un efect cubist, dar liniile perspectivei se desfac ciudat. Iar acum își terminase a patra lucrare, un portret al soției sale. Noi fuseserăm invitați să vedem și să criticăm. Everard stătea încruntat și se uita pe fereastră. Isabel Loring se mișca printre oaspeți discutând despre tehnica picturii cu o acuratețe uluitoare. Am făcut comentarii, trebuia să facem. Am lăudat transpunerea pe pânza satinului roz. Tratarea acestuia, am spus noi, era cu adevărat minunată. Nimeni nu mai pictase satinul în felul acela. Doamna Lemprier, care este unul dintre cei mai inteligenți critici de artă pe care îi cunosc, m-a luat deoparte aproape imediat. Georgi, ce-a fost în capul lui? Tabloul e mort, e nesincer, e o, oh, e enervant. Portretul Doamnă în satin roz? Am întrebat. Da, și totuși tehnica e perfectă. Și grija, există în el muncă pentru 16 tablouri. Prea multă muncă? Am sugerat. Probabil că asta e. Dacă exista vreodată ceva acolo, el l-a omorât. O femeie extrem de frumoasă, într-o rochie roz. De ce nu o fotografie color? Chiar așa, am aprobat eu. Crezi că el știe?" Bineînțeles că știe," spuse cu dispreț doamna Lemprier. Nu vezi că omul e pe marginea prăpastiei? După părerea mea, așa se întâmplă când amestești sentimentele cu afacerea." Și-a pus tot sufletul în a o picta pe Izabel pentru că e Izabel și menajând-o că a pierdut-o. A fost prea blând. Uneori trebuie să distruși carnea ca să ajungi la suflet. Am dat din cap gânditor. Să Rufus Hershman nu fusese măgulit din punct de vedere fizic, dar Everard reușise să, pătrundă, să prindă pe pânză o personalitate de neuitat. Și Isabela are o personalitate plină de forță, continuă doamna Lemprier. Poate că Everard nu poate să picteze femei, am spus. Poate că nu, spuse îngândurată doamna Lemprier. Da, asta trebuie să fie explicația. Și atunci, cu obișnuită isclipire de geniu, tras o pânză care stătea rezemată cu fața la perete. Erau acolo vreo pânze stocate neglijent. A fost o pură întâmplare că doamna Lemprier a ales-o tocmai pe aceea, dar, cum spuneam mai înainte, doamnei Lemprierii se întâmplă astfel de lucruri. A, exclamă doamna Lemprier, întorcând pânza spre lumină. Era neterminată o simplă schiță brută. Femeia sau fata nu aveau mai mult de 25 de ani, mi-am zis eu, era plecată în față cu bărbian în mână. Două lucruri m-au izbit pe loc: vitalitatea extraordinară a picturii și uimitoarea cruzimea ei. Everard pictase cu un penel răzbunător, chiar și atitudinea era crudă. Ea scotea în evidență orice imperfecțiune, orice unghi scuțit, orice lipsă de rafinament. Era un studiu în maro, roche maro, fundalul maro, ochi căprui, ochi dornici, nerăbdători. Nerăbdarea era nota predominantă a pânzei. Doamna Lemprier o privi câteva minute în tăcere, apoi strigă lui Everard. Alan, vină cu coace. Cine e asta? Everard veni ascultător. Am văzut străfulgerarea de supărare pe care nu și-o ascunde. E doar o măzgăleală, spuse el. Nu cred că am să o termin vreodată. Cine-i fata? Întrebă doamna Lemprier. Era limpede că Everard se codea să răspundă fapt care îi dădea apă la moare doamnei Lemprier, care întotdeauna crede din principiu tot ce e mai rău. O prietenă de-a mea, domnișoara Jane Howard. N-am întâlnit-o niciodată aici, spuse doamna Lemprier. Ea nu vine la prezentările astea. Făcă o pauză, apoi adăugă. E nașa lui Winnie. Winnie era fica lui în vârstă de cinci ani. Serios? Întrebă doamna Lemprier. Unde locuiește? În Batersi, într-un apartament. De deci ce așa? Spuse doamna Lemprier, iar apoi adăugă. Și ție ce ți-a făcut? Mie? Ție, de te-a făcut atât de neîndurător. O, oh, asta!" râse Everard. Ei bine, nu e o frumusețe, să știi. Nu poți să o fac frumoasă din prietenie, nu-i așa?" Ai făcut contrariul," spuse doamna Lemprier. I-ai prins toate defectele și le-ai exagerat. Ai încercat să o faci caragioasă, dar n-ai reușit copilul meu. Portretul ăsta, dacă l termin, va trăi." Everard păru supărat, spuse cu lejeritate. Nu era pentru o schiță, adică. Dar, bineînțeles, nici nu se compară cu portretul lui Isabel. Asta e departe cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Rosti ultimele cuvinte sfidător și agresiv. Niciunul dintre noi nu i-am răspuns. De departe cel mai bun lucru, repetă el. Câțiva din ceilalți prezenți apropiară de noi, de dură și ei cu ochii deschiță, urmare, exclamații, comentarii. Atmosfera a început să se anime. Așa am auzit prima dată de Jane Howard. Mai târziu aveam să o întâlnesc de două ori. Aveam să aud detalii ale vieții ei de la cea mai intimă prietena sa. Aveam să aflu multe de la însuși Alan Everard. Acum că amândoi sunt morți, cred că e timpul să infirm unele povești pe care doamna Lemprier le răspândește de zor. Numiți o parte din povestea mea invenție, dacă vreți, ea nu e departe de adevăr. După plecarea oaspeților, Alan Everard întoarse iar portretul lui Jane Howard cu fața la perete. Isabel străbătu un și veni lângă el. Crezi că a fost un succes? Întrebă ea îngândurată. Sau nu chiar un succes? Portretul? Întrebă el repede. Nu prostuțule, petrecerea. Bineînțeles că portretul a fost un succes. E cel mai bun lucru pe care l-am făcut, declară agresiv Everard. Continuă, spuse Isabel. Lady Charmington vrea să o pictezi. O, oh, doamne! Alan se încruntă. Știi că nu sunt un portretist la modă. Vei fi, vei ajunge în vârful copacului. Asta nu-i copacul în vârful căruia vreau să ajung. Dar, draga, Alan, asta e calea de a face grămezi de bani. Cine vrea grămezi de bani? Poate că eu, spuse ea zâmbind. Imediat el se simți rușinat. Dacă nu s-ar fi măritat cu el, ar fi putut avea grămăi ei de bani, iar ea avea nevoie de bani. O anumită cantitate de lux era decorul care îi se potrivea. Nu am dus-o chiar atât de rău în ultimul timp, spuse el visător. Într-adevăr, nu, dar facturile vin cu destulă viteză. Facturi, întotdeauna facturi. Începu să se plimbe în sus și în jos. O, oh, la naiba, nu vreau să o pictez pe Lady Charmington izbucni el ca un copil cărcotaș Isabel zâmbi ușor, stătea în picioare lângă foc fără să se miște. Alan se opri din mersul lui fără astâmpăr și veni mai aproape de ea. Ce avea ea în nemișcarea ei, în inerția ei de la trăgea ca un magnet? Ce frumoasă era cu brațele ei ca sculptat în marmură albă, cu părul ei de aur pur, cu buzele ei buze pline și roșii. Le sărutară și le simți lipindu-se de ale lui. Mai conta altceva? Ce avea Izabel de te liniștea, de te lepăda, de griji? Te atrăgea în inerție ei frumoasă și te ținea acolo, liniștit și mulțumit. Mac și mă plutea acolo, a dormit pe un lac întunecat. Am să pictez pe Lady Charmington, spuse el la un moment dat. Ce contează? Am să mă plictisesc, dar la urma urmelor și pictorii trebuie să mănânce. Pictorul, soția pictorului și fica lui au nevoie de hrană cu toții. Nesuferitule! spuse Isabel. Apropo de fica noastră, ar trebui să te duci într-o zi la Jane. A fost ieri aici și spunea că nu te-a mai văzut de luni de zile. Jane a fost aici? Da, ca să o vadă pe Winnie. A văzut tabloul tău? Da. Ce părere a avut despre el? A spus că e splendid. Oh! Alan se încruntă pierdut în gânduri. Cred că doamna Lemprier te suspectează că nu trește o pasiune vinovată pentru Jane, spuse Isabel. Femeia aia, exclamă Alan cu profund dezgust. Femeia aia, ia să nu creadă, ce nu crede ea? Ei bine, eu nu cred, spuse zâmbind Isabel, așa că du-te cât mai curând la Jane. Alan se uita la ea. Acum stătea pe divanul de lângă foc fața întoarsă într-o parte, cu zâmbetul uitat pe buze. Și în acel moment el se simți uluit, derutat, ca și cum în jurul lui se formase o ceață, care, despărțindu-se brusc, îi oferise un crâmpei dintr-o țară ciudată. Ceva îi spunea. De ce vrea să te duci la Jane? Există un motiv. Pentru că, în cazul lui Isabel, trebuia să existe un motiv. Ea nu făcea nimic care să nu fie calculat. O placi pe Jane? întrebă el dintr-o dată. E o scumpă, spuse Isabel. Da, dar o placi cu adevărat. Ce sigur ține atât de mult la Winnie. Apropo, vrea să o ia pe Winnie cu ea la mare săptămâna viitoare. n nimic împotrivă, nu-i așa? În felul acesta vom fi liber să plecăm în Scoția. Va fi grozav de convenabil. Chiar așa avea să fie. Grozav de convenabil! Se uită la Isabel brusc bănuitor. O ruga să ia pe Jane. Jane era atât de ușor de convins. Isabel se ridică și ieși din cameră fredonând în surdină. O, în fine, nu conta. Oricum, avea să se ducă la Jane. Jane Howard locuia la ultimul etaj al unui bloc învecinat cu Battersea Park. În timp ce suna la ușa ei, Everard se simțea furios pe Jane. De ce nu locuia și ea undeva mai la mână? Supărarea lui crescu și mai mult când după ce sună de trei ori nu primi niciun răspuns. De ce nu putea ține și ea pe cineva capabil să deschidă ușa? Ușa se deschise brusc și în prag păr însă Jane. Era îmbujorată. Unde e Alice?" întrebă Everard fără nicio tentativă de salut. Mă tem, adică azi nu se simte bine." E beată, adică?" întrebă sumbru Everard. Ce păcat că Jane era așa o mincinoasă inveterată." Presupun că asta e," spuse cu reținere Jane. Lasă-mă să o văd." Intră în apartament. Jane îl urmă cu o docilitate dezarmantă, iar Everard o găsi pe vinovată Alice în bucătărie. Nu exista niciun dubiu cu privire la starea ei. O urmă tăcut și încruntat pe Jane în camera de zi. Va trebui să scapi de femeia asta," spuse el. Ți-a mai spus asta." Știu că mi-ai spus, Alan, dar nu pot să fac asta. Tu ești că bărbatul ei la, ei la pușcărie. Unde se cuvenea să fie? Cât de des a fost beată femeia asta în cele trei luni de când e la tine? Ei, nu unde prea multe ori, de trei sau de patru ori. O apucă de primarea, să știi. Trei sau patru. Nouă sau zece ar fi mai aproape de adevăr. Cum gătește? Mizerabil. Îți este de vreun ajutor în apartamentul ăsta? Nici vorbă. Pentru Dumnezeu scapă de ea mâine dimineață și angajează o fată care să fie de vreun folos. Jane se uita amărâtă la el. n să o faci, rost întunecat Everard, cufundându-se într-un fotoliu mare. Ești o faptură imposibil de sentimentală. Ce-i chestia asta pe care am auzit-o precum că vrei să o iei pe uinii la mare? A cui a fost ideea a ta sau a lui Isabel? Jane spuse repede. A mea, bineînțeles. Jane, dacă ai învățat să spui adevărul, aș ține foarte mult la tine. Ia loc și pentru Dumnezeu, nu mai minți măcar timp de zece minute. O, oh, Alan! exclamă Jane și se așeză. Pictorul o examină cu ochi critic câteva minute. Doamna Lemprier avusese dreptate. Fusese crud în felul în care o schițase pe Jane. Jane era, dacă nu foarte, aproape frumoasă. Liniile lungi ale trupului ei erau pur grecești. Cea care o făcea stânga era dorința ei neliniștită de a o plăcea. El prinsese acest lucru și le exagerase, îi ascuțise linia bărbiei, îi repezise trupul într-o poziție urâtă. De ce? De ce era imposibil să stea cinci minute într-o cameră cu Jane fără să simtă cum în el se ridică o iritare violentă împotriva lui Jane? Orice s-ar spune, Jane era scumpă, dar enervantă. Cu ea nu era niciodată liniștit și împăcat așa cum era cu Isabel. Și totuși, Jane era atât de dornică să placă, atât de nerăbdătoare să fie de acord cu tot ce spunea el, dar vai, atât de transparent, incapabilă să-și ascundă adevăratele sentimente. Se uită prin cameră, tipică lui Jane, câteva lucruri încântătoare, adevărate conuri, piesa aceea de email de Battersea, de exemplu, iar lângă ea o atrocitate de vază pictată de mână cu trandafiri. Ridică vaza. Te-ai supărat foarte tare dacă așa zvârli o pe fereastră, Jane? O, oh, Alan, nu! Ce faci cu toate gunoaiele astea? Ai bun gust cu carul, dar nu-ți bas capul să-l folosești. Amestești prostește lucrurile. Știu, Alan, nu e vorba că nu știu, dar lumea îmi dăruiește anumite lucruri. Vaza asta mi-a adus o domnișoară bați de la Margate și ea e atât de săra că trebuie să strângă cureaua și vaza asta trebuie să o fi costat mult pentru posibilitățile ei, iar ea s-a gândit că am să fiu foarte încântată. Pur și simplu a trebuit să o pun la loc de cinste. Everard nu spuse nimic. Continuă să se uite prin cameră, pe pereți se aflau câteva gravuri și un număr de fotografii de bebeluși. Indiferent de ce cred mamele lor, bebelușii nu sunt întotdeauna fotogenici. Toate prietenele lui Jane, care deveneau mămiși, se grăbeau să-i trimită fotografiile bebelușilor lor, așteptându-se ca acele fotografii să fie păstrate cu grijă. Jane le păstra cu grija cuvenită. Cine-i monstrul ăsta mic?" întrebă Everard inspectând o poza unui mic prunc bucălat cu strabism. Nu l-am mai văzut. E o E nou născut al lui Mary Carrington." Sărmana Mary Carrington, presupun că pretinzi că-ți place să ții aici țâncul ăsta atroce, uitându-se și la tine cât e ziua de lungă." Bărbia lui Jane zvâcnie în sus. E un prunc adorabil. Mary e o foarte veche prietena mea." Loia la Jane spuse Everard zâmbindu-i. Așadar, Izabel, ți-a pus-o încărcă pe Winnie, nu-i așa? De mult mă întrebam dacă ai lăsa-o pe Winnie să meargă cu mine, dar n-am vrut să te întreb. Poți o iei, nici vorbei foarte drăguț din partea ta. Everard își-a prins o țigare. Ți-a arătat Izabel noul tablou? Întrebă el cam mormăit. Da, ce părere ți-a făcut? Răspunsul lui Jane veni repede, prea repede. E splendid, absolut splendid. Alan sări în picioare, mâna cu țigara îi tremura. Luată ar naiba, Jane, nu mă minți. Dar chiar e splendid. Jane, n-ai aflat până acum că-ți cunosc orice intonație, orice inflexiune a glasului? Mă, minți cu nerușinare ca să nu-mi sentimentele, presupun. De ce nu poți să fii sinceră? Crezi că vreau să-mi spui că e un lucru splendid când eu știu la fel de bine ca tine că nu e? A, furisitul de tablou e mort, mort. Nu are pic de viață, în el nu există nimic dincolo de fațadă. O fațadă a furisit de nesinceră. M-am amăgit tot timpul, da, chiar și în după miaza asta. Am venit la tine să aflu adevărul." Isabel nu știe, dar tu știi. Tu întotdeauna știi." Știam că ai să-mi spui că e bun, n-ai pic de simț moral întreburi de genul ăsta. Dar eu îmi dau seama din inflexiunea glasului tău. Când ți-am arătat romanța, n-ai spus absolut nimic. Ți-ai ținut răsuflarea și-ai scos un fel de icnet." Alan, Everard nu-i dădu șansa să vorbească. Jane producea asupra lui efectul pe care îl cunoștea atât de bine." Era ciudat că o făptură atât de blândă putea să-i stârnească o astfel de mânie furibundă, spuse mânios. Probabil crezi că mi-am pierdut forța, dar nu mi-am pierdut-o. Poți să lucrezi tablouri la fel de bune ca romanță, poate chiar mai bune. Am să-ți arăt eu ție, Jane Howard. Ieși ca vântul din apartament. Cu pași repede traversă parcul și peste Albert Bridge. Iritarea și mânia neputincioasă îl mai furnică încă. Jane, ce știe ea despre pictură? Ce valora părerea ei? De ce ar fi păsa lui? Dar îi păsa. Voia să picteze ceva care să o facă pe Jane să-i Gura ei avea să-i se deschidă puțin, obrajii aveau să ia foc. Avea să se uite mai întâi la tablou și apoi la el. Probabil că nu avea să spună nimic. În mijlocul podului văzut tabloul pe care avea să-l picteze. A păruse absolut din senin. Îl vedea acolo în aer sau era în mintea lui? o prăvălioară de antichități ștearsă, destul de întunecoasă și mucegăită. În spatele teșghelei un evreu, un evreu mărunțel cu ochii vicleni. În fața lui clientul, un bărbat masiv, lucios, bine hrănit, opulent, umflat, cu o falcă mare. Deasupra lor, pe un raft, un bust din marmură albă. Lumina de acolo, de pe fața de marmură a băiatului, frumusețea, frumusețea nemuritoare a greciei antice, disprețuitoare, nebăgând în seamă vânzarea și trocul. Evreul, colecționarul bogat, capul băiatului greu. Le vedea pe toate. Cunoscătorul, așa am să-l numesc, îngână Alan Everard, coborând de pe bordură și ratând puțin să fie călcat de un autobuz. Da, cunoscătorul, am să-i arăt eu lui Jane. Când ajunse acasă, se duse direct în atelier. Izabel îl găsea acolo sortând pânze. Alan, nu uita că luăm cina la marchizii. Everard clătină din cap cu vehemență. La naiba cu marchizii. Am de gând să lucrez. Am prins ceva, dar trebuie să-l fixez pe pânză înainte să dispară. Dă-le telefon, spune că am murit. Izabel îl privi gânditoare câteva clipe și apoi ieși. Ea cunoștea foarte bine arta de a trăi cu un geniu. Se duse la telefon și inventă o scuză plauzibilă. Se uită în jurul ei căscând puțin. Apoi se așeză la birou și începu să scrie. Dragă Jane, multe mulțumiri pentru cecul pe care l-am primit azi. Ești foarte bună cu fina ta. Cu o sută de lire se vor putea face multe lucruri. Copiii sunt teribili de costisitori tu ți atât de mult la uinie încât simt că n-am făcut rău cerându-ți ajutorul. Alan, ca toate genii, le poate lucra doar la ce vrea să lucreze și, din nefericire, asta nu înseamnă că întotdeauna asigură existența. Sper să ne vedem curând, ata Isabel. Când câteva luni mai târziu cunoscătorul era terminat, Alan o invită pe Jane să vină să vadă. Tabloul nu era chiar cum îl imaginase el, dar era destul de aproape. Simțea focul creatorului. Făcuse acest tablou și îl făcuse bine. De data asta, Jane nu-i spuse că era splendid. Obrajii se îmbujorară și buzele se desfăcură. Ea se uită la Alan, iar el văzu în ochii, lui ce dorea, în ochii ei ce dorea să vadă. Jane se pricepea. Everard plutea. Îi arătase el lui Jane. Tabloul odată scos din minte, început din nou să ia seama la ceea ce îl înconjura. Winnie beneficiase enorm de pe urma celor două săptămâni petrecute la mare, dar îl izbi faptul că hainele ei erau ponosite. Eu spuse lui Isabel. Alan, tu care niciodată nu observi nimic, dar mie îmi place îmbrăcămintea simplă la copii. Nu pot să sufăr să-i văd în popoțonați. Există o diferență între simplitate și petice. Izabel nu spuse nimic, dar îi cumpără lui Winnie o roche nouă. De o zile mai târziu, Alan se lupta cu stabilirea taxei pe venit. Carnetul lui de contur zecea în fața sa. Căuta prin biroul lui Isabel după carnetul ei când Winnie intră dansând cu o păpușă jerpelită. Tată știu, o ghicitoare, o ghicești? înăuntrul unui perete alb ca laptele, înăuntrul unei perdele moale ca mătasea, scăldat într-o mare limpede de cristal, apare un punct ca un măr de aur. Ghici ce e? Mama ta, răspunse absent Alan, încă mai căuta. Vai, tati, râse ascuțituini. tuinii, e un nou, de ce ai crezut că-i mami? Alan zâmbi, n-am ascultat cu adevărat, iar cuvintele aminteau de mami, cumva. Un perete alb ca laptele, o perdea, cristal, mărul de aur, da, asta eu sugerau pe Izabel. Ciudate lucruri cuvintele. Găsi în sfârșit carnetul de conturi. Îi lui Iuni să iasă din cameră, zece minute mai târziu ridică privirea, tresărind la o exclamație tăioasă. Alan! Bună, Izabel! Nu te-am auzit când ai intrat. Uite, nu reușesc să le dau de cap cifrelor ăstora din carnetul tău de conturi. Cine ți-a dat voie să te atingi de carnetul meu? El se uită lung la ea uluit. Era mânioasă. Nu o mai văzuse mânioasă. Habar n-aveam că o să te deranjeze. Mă deranjează ba chiar foarte mult. N-ai dreptul să te atingi de lucrurile mele. Alan se mânie și el dintr-o dată. Îmi cer scuze, dar din moment ce m-am atins de lucrurile tale, poate vrei să-mi explici una sau două operațiuni care mă pun în încurcătură. Din câte văd anul ăsta, au fost plătite în contul tău aproape 500 de lire pe care nu pot să le justific. De unde au venit? Isabel se calmase, se cufundă într-un fotoliu. Nu e nevoie să fie atât de solemn în privința asta, Alan spuse ea degajată. Banii ăștia nu sunt plata păcatului sau ceva în genul ăsta. De unde au venit? De la o femeie, o prietenă de-a ta. Nu sunt deloc pentru mine, sunt pentru Winnie. Winnie? Vrei să spui că banii ăștia au venit de la Jane? Da, ține mult la copilă, nu știe ce să mai facă pentru ea. Da, dar de bună seamă banii ar fi trebuit să fie investiți pentru Winnie. Oh, nu e vorba deloc de așa ceva. Sunt pentru cheltuieli curente, haine și așa mai departe. Alan nu spuse nimic. Se gândea la rochile lui Uini, toate țesute și peticite. Și tu ți-ai depășit contul, Izabel? L-am depășit? Asta mi se întâmplă totdeauna. Da, dar acele 500... Draga Alan, i-am cheltuit pe Uini cum mi s-a părut cel mai bine. Te sigur că Jane este foarte mulțumită. Alan nu era mulțumit. Totuși, calmul lui Izabel avea o așa putere încât nu spuse nimic. La urma urmelor, Izabel era neglijentă în materie de bani. Ea nu intenționase să cheltuiască pentru ea banii destinați copilei. În acea zi, sosi o factură adresată din greșeală domnului Everard. Era de la o croitoreasă din Hanover Square și era pentru 200 de lire. al ne dădu lui Isabel fără o vorbă. El își aruncă privirea asupra facturii, zâmbi și spuse. Probabil ți se pare îngrozitor de mult, dar omul trebuie să se îmbrace cât de cât. A doua zi el se duse la Jane. Jane fu enervantă și evazivă ca de obicei. El nu trebuia să-și facă probleme. Winnie era fina ei. Femeile înțelegeau lucrurile asta, bărbații nu. Bineînțeles că ea nu voia ca Winnie să aibă rochii de 500 de lire. Voia el să fie bun și să lase problema în seama ei și a lui Isabel. Ele se înțelegeau perfect una pe cealaltă. Alan plecă într-o stare de nemulțumire crescândă. Era perfect conștient că săris o întrebare pe care dorea cu adevărat să o pună. Voia să o întrebe. Ți-a cerut vreodată Isabel bani pentru Winnie? Nu întrebase de teamă că s-ar fi putut ca Jane să nu mintă suficient de bine ca să-l păcălească. Dar era îngrijorat. Jane era săracă, știa că era săracă, nu trebuia să-și ia de la gură, se hotără să-i vorbească lui Isabel. Isabel fu calmă și liniștitoare. Bineînțeles că ea nu avea să o lase pe Jane să cheltuiască mai mult decât își putea permite. O lună mai târziu, Jane muri. Se îmbolnăvise de gripă, apoi de pneumonie. Îl făcu pe Alan Everard de executorul ei și lăsă tot ce avea lui Winnie, dar ce avea ea nu era mare lucru. Lui Alan îi reveni sarcina să, să se uite prin hârtiile lui Jane și astfel în cele din urmă găsi jurnalul ei. Acesta era însoțit de o bucată de hârtie pe care scria A fi citit după moartea mea de Alan Everard. El mi-a reproșat adesea că nu spun adevărul. Adevărul se află în întregime aici. Așa a ajunse el să cunoască în cele din urmă adevărul, găsind singurul loc în care Jane îndrăznise să fie sinceră. Era o relatare, foarte simplă și neforțată, a dragostei ei pentru el. Nu deborda de sentimentalism și limbaj ales, dar nu aveai cum să nu vezi faptele. Știu că te enervezi deseori, scrisese ea. Uneori tot ce fac sau spun pare să te înfurie. Nu știu de ce e așa, că mă străduiesc din greu să-ți fiu pe plac. Dar cu toate astea, cred cu tărie că într-adevăr însemn ceva pentru tine. Nu te înfurii pe cei care îți sunt indiferenți. Nu fu vina lui Jane că Alan găsi și alte lucruri. Jane era loială, dar era și dezordonată. Își umplea prea mult sertarele. Puțin înainte de a muri, să cu grijă toate scrisorile lui Isabel, cea găsită de ea încăzuse în spatele unui sertar, după ce o citi înțelesul anumitor semne cabalistice de pe cotorul carnetului de cecuri a lui Jane, îi deveni limpede. În această scrisoare, anume Isabel abia dacă se mai deranjease să susțină că banii ceruți erau pentru Winnie. Alan rămase la birou, uitându-se mult timp pe fereastră cu ochi absenți. În cele din urmă, băgă carnetul de cecuri în buzunar și părăsi apartamentul. Se întoarse pe jos în Chelsea, conștient de mânia care devenea rapid tot mai puternică. Isabel era în oraș când se întoarse el. Lui Ala nu păru rău. Avea atât de limpede în minte ce voia să spună. Se duse în atelier și trase portretul neterminat al lui Jane. Îl puse pe un șevalet aproape de portretul lui Isabel în satin roz. Cu coana aia lempriera, vusese, dreptate. Portretul lui Jane avea viață. Se uită la ea, la ochii nerăbdători, la frumusețea pe care încercase fără succes să-i o refuze. Asta era Jane, mai mult decât orice altceva, Jane era viață. Își zise că Jane era cea mai vie persoană pe care o cunoscuse, atât de vie încât nici chiar acum nu putea crede că era moartă. Și se gândi la celelalte tablouri ale lui, culoare, romanță, săr, rufus, Hershman, toate fuseseră într-un fel tablourile lui Jane. Ea, prinsese scânteia pentru fiecare dintre ele, îl făcuse să plece spumegând și frământându-se ca să-i arate el ei. Și acum Jane era moartă. Avea el să mai picteze vreodată un tablou adevărat? Se uită din nou la chipul de pe pânză. Poate că da. Jane nu era prea departe. Un zgomot îl făcut să se răsucească pe călcâie. Isabel intrase în atelier. Era îmbrăcată pentru cină într-o rochea albă dreaptă care îi scotea în evidență aurul pur al părului. Încremeni în loc și cuvintele îi se opriră pe buze. Îl măsură circumspect, apoi se duse și a, se așeză pe divan. Era într-o chipare a calmului. Alan scoase din buzunar carnetul de cecuri. M am uitat prin hârtiile lui Jane. Da? El încercă să imite calmul să-și controleze glasul. În ultimii patru ani ți-a tot dat bani? Da, pentru uini. Nu, nu pentru uini, strigă Everard. V-ați prefăcut amândouă că erau pentru uini. Dar amândouă știați că nu era așa. Îți dai seama că Jane își vindea titlurile de proprietate și lua de la gură ca să-ți tu haine. Haine de care nu aveai neapărat nevoie, Isabel nu-și o clipă ochii de pe fața lui. Se așeză mai confortabil cu grasia unei pisici persane. N-am nicio vină că Jane s-a restrâns mai mult decât trebuie, spuse ea. Am presupus că-și permitea banii. Întotdeauna am fost nebună după tine, am văzut asta, bineînțeles. Alte soții ar fi făcut tărăboi legat de felul în care mereu dădeai fuga la ea și petreceai acolo ore întregi. Eu n-am făcut. Nu, spuse Alan foarte alb la față. În schimb ai făcut-o să plătească. Spui niște lucruri foarte jignitoare, Alan, ai grijă." Nu sunt adevărate? De ce ți-a fost atât de ușor să scoți bani de la Jane?" Nu din dragoste pentru mine, categoric. Trebuia să fi fost din dragoste pentru tine." Exact asta a fost," spuse simplu Alan. A plătit pentru libertatea mea, libertatea de a lucra ce vreau eu." Atâta timp cât aveai suficienți bani, mă lăsai în pace. Nu mă cicălei să pictezi o turmă de femei oribile." Isabel nu spuse nimic. Ei bine?" strigă furios Alan. Calmul ei îl scotea din sărite. Isabel se uita în podea. La un moment dat înălță capul și spuse liniștită. Vin cu coace, Alan. Atinse divanul lângă ea, greoi împotriva voinței lui. El veni și se așeză fără să o privească, dar știa că era frică. Alan, spuse Isabel după un timp. Ce e? Era iritat și nervos. Tot ce ai spus ar putea să fie adevărat. Nu contează. Așa sunt eu. Vreau multe bani, haine, pe tine. Jane e moartă, Alan. Ce vrei să spui? Jane a murit. Acum îmi aparțin întregime mie. Până acum nu mi-a aparținut. El se uită la ea, a văzut lumina din ochii ei, acuzatoare și posesivă. Era revoltat și totuși fascinat. De acum ai să fii tot al meu. Atunci o înțelese pe Isabel cum nu o mai înțelesese niciodată. Mă vrei ca sclav? Eu trebuie să pictez ce-mi spui tu să pictez, să trăiesc așa cum îmi spui tu să trăiesc, să fiu la bunul tău plac spune și eu așa, dacă vrei, ce sunt vorbele. El îi simți brațele în jurul gâtului său, albe, netede, tari ca un perete. Prin minte îi jucau cuvintele, un perete alb ca laptele. Era deja în interiorul peretelui, mai putea să scape. Voia să scape? Îi auzi glasul în ureche, mac și mătrăgună. Pentru ce altceva să trăiești? Nu ajunge asta? Dragoste, fericire, succes, dragoste. Acum peretele se înălța peste tot în jurul lui, perdeau moale ca mătasea, perdeau al învăluia, sufocându-l un pic, dar era atât de moale, atât de dulce. Acum pluteau împreună, împăcați, pe marea de cristal. Peretele era foarte înalt acum, lăsând pe din afară toate celelalte lucruri, acele lucruri primejdioase, tulburătoare, care dor, care întotdeauna dor, în largul mării de cristal, cu mărul de aur între mâinile lor. Lumina păli pe tabloul lui Jane. Sfârșit.